Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre multe afaceri am vorbit în ultimii ani aici, la rubrica Idei de Afaceri, dar zău dacă mi-ar fi trecut prin cap vreodată asta, care este materializată, e concret, adică funcționează acum în România, în câteva mall-uri din București, unde a fost, sunt instalate automate pentru închirierea de, țineți-vă bine, televizoare. Televizoare, bă, deci automate instalate în vreo 3 mall-uri, durează doar câteva minute, te duci și plătești ce e de plătit acolo la automat. Deci bași fisa și cade televizorul? Da, pleci cu televizorul acasă, răspund că atunci când ți-l dă, ți-l livrează într-un sertar, se și iau... curajoși. Da, deci fiecare automat dispune de 3 televizoare de dimensiuni diferite, 32, 40 și 50 de inci, de la producători diferiți. Bă, de ce măsurăm noi în inci? Așa e cutuma. Europa? Adică asta este o... S-au terminat centimetri. Măsurătoare imperială, este sistemul imperial de măsurare care nu mai e folosit decât în America. De ce măsurăm în inci? Ce înseamnă 50 de inci? Diagonală de 50 de inci. Mă rog, în fine. Automatul are, e cutia asta, cum ziceam, pusă în mall. De ce râzi, mă, zi? Eu îl am lângă mine pe Adi, pe producătorul nostru, care mai devreme era cu pagina deschisă și era acolo scris inci și în paranteză centimetri. Și mă uit către laptopul lui când ai zis tot ce înseamnă diagonală de inci. Și Adi mi-a descris cu degetul diagonală. Și a arătat care e diagonala. Și la laptop, da, la orice ecran e. De ce mă uit să văd dacă scrie centimetri? Eu spun... Eu spun cuvântul perimetru, tu fă-i semnul Luca. Da. Deci cum funcționează? Hai că mai avem un pic să dau și detaliile. Mai avem un minut. Sunt oameni interesați totuși de chestia 127 asta. 127 de centimetri. Băi, sunt, deci clienții care vor să închirieze televizorul. Dar de ce vrei să închiriezi televizorul? Nu știu asta. Lasă-mă omul să dea știrea. Practic scanezi un cod QR de pe automat, alegi televizorul și poți închiria între 3 luni și 24 de luni, nu poți să le iei doar pentru o zi. Asta. Ceea ce mi se pare un abuz îngrozitor, pentru că poate vrei să vezi discursul domnului Iohannis. Nu e vorba. Pentru discursul domnului Iohannis îți trebuie termen mai lung, într-adevăr, că poate nu, tu crezi că îl ții pentru 10 minute și el îți trebuie o zi întreagă ca să urmărești un discurs. Pe o zi avea mai mult sens, știi? Că la modul mă duc la țară, îmi iau un televizor să vedem și noi meciul de seară, mâine îl duc înapoi, nu mai cumpăr un televizor. Dar așa, dacă trebuie să le iau minimum 3 luni... Da, 49,99 de lei pe lună, deci practic 50, cum ar fi. Cel mai ieftin. Cel mai ieftin pe lună, da? Ăla micu, care este de 32 de inci. Ia vezi diagonala. 80 de centimetri din ce așa? Mă taie cap. Mi se pare mare. Că nu mai ești mai mici. Și cea mai scumpă chirie, 667 de lei. Pentru pe lună. Pe lună. Da, pe net, televizorul pentru care se cere chiria asta costă între 8.000 și 11.000 de lei. Deci, practic, dacă îl iei... 3 luni... Pe 3 luni, 700, 2.100... Dai două, plătești un sfert din televizor. Televizorul e 11.000. Da, zis, cam un sfert pe acolo. Mă rog. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.